Apar informații noi în teribilul caz al fostei campioane a României la tir sportiv, care a dispărut fără urmă în martie 2022 în Italia, în provincia Ancona. Autoritățile din peninsulă au găsit un cadavru pe un șantier din Roma, care ar putea fi al ei. Le explică mai multe colega mea, Alberta Forgiarini, corespondentul TVR în Italia. Alberta, bun găsit! Care sunt ultimele informații în acest caz? Te rog! Bun găsit, autoritățile bănuiesc că rămășițele umane găsite la Roma ar putea fi ale româncei Andreea Rapciuc, cea care a fost campioană națională la tir. Va trebui să arate acest lucru, vor trebui să arate acest lucru și analizele. Cert este că tânăra este dispărută din martie anul trecut, vorbim despre 15 luni în care a fost căutată. Atunci, în apropiere de Ancona, acolo unde locuia, a mers la o petrecere într-o rulotă cu iubitul ei și cu alte câteva cunoștințe, iar Andreea s-a certat în permanență cu iubitul ei. La un moment dat nu a mai suportat jignirile și a decis să plece singură pe jos și fără telefonul mobil, pentru că acesta i-a fost reținut de iubitul ei. În acel moment nimeni nu a mai știut nimic despre Andreea, a fost căutată. La un moment dat a mai fost o pistă, s-a găsit trupul unei femei în fluviul Po, însă analizele nu au demonstrat că ar fi vorba despre Andreea. De această dată a fost găsit scheletul unei femei pe terenul căilor ferate italiene în Roma, într-un canal de drenaj. Legiștii spun că ar fi vorba despre scheletul unei femei de aproximativ 30 de ani. Andreea avea 27 de ani. Mai mult decât atât, s-a găsit și un colier la gâtul scheletului și resturi dintr-un ghiozdan, iar în momentul în care a dispărut, Andreea avea un lanț din argint și un rucsac. Așadar, sunt multe elemente care duc la ideea că ar fi vorba despre Andreea Rapciuc, însă autoritățile italiene au luat legătura cu cele din România, pentru că urmează să fie făcute analize ADN pentru a stabili cu exactitate dacă este vorba despre ea. Din acel moment a fost întotdeauna suspectat iubitul de 43 de ani, i-au fost sechestrate hainele și mașina, însă nu a fost pus sub acuzare pentru că nu există nicio probă până în acest moment.